Oamenii de succes nu sunt oameni fără probleme. Ei au de regulă la fel de multe probleme și, în mare parte, de același fel ca toți ceilalți. Diferența este că ei învață să-și rezolve problemele. O viață reușită nu este altceva decât capacitatea de a rezolva cu succes problemele care fac parte din viața noastră, la fel de mult ca și procesul fiziologic fără de care nu am putea trăi, respirația. Gradul succesului nostru va fi determinat de măsura în care vom reuși să ne rezolvăm problemele. Dacă știi să-mi spui ce vrei, eu îți pot spune cum să obții acel lucru. Problema marii majorități a oamenilor nu constă în capacitatea lor de a-și atinge obiectivele în viață, ci mai degrabă în faptul că nu reușesc să înțeleagă doi factori vitali ai unei vieți de succes. În primul rând, trebuie să ne hotărâm asupra ceea ce ne dorim cu adevărat, să alocăm o atenție deosebită asupra acestui lucru până când îl obținem și să-l definim în mod clar. Iar în al doilea rând, trebuie să înțelegem pe deplin că avem capacitatea de a atinge acest obiectiv. Altfel, nu ni l-am fi dorit de la bun început. Următoarea regulă vitală pentru o viață de succes este să înțelegem că succesul nostru este câștigat sau pierdut prin capacitatea noastră de a-i servi pe alții. Suntem interdependenți, iar a reuși fără a-i servi pe alții este la fel de imposibil precum a trăi în lumea noastră modernă fără ca alții să ne servească pe noi. Recompensele noastre în viață vor fi și trebuie să fie întotdeauna în proporție exactă cu valoarea serviciului nostru. Înțelegerea greșită a acestei singure legi este cea care, în opinia mea, este responsabilă pentru 90% din frustrările și nemulțumirile pe care le vedem în jurul nostru. Multora nu le place această lege, chiar dacă sunt conștienți de importanța ei. Însă faptul de a-ți displace o lege nu o schimbă cu nimic. Legile de bază ale naturii și ale economiei sunt neschimbătoare. Dacă nu suntem în pas cu ele, suntem șahmat, fără grabă, dar și fără remușcări. Iar cei care cunosc și lucrează cu aceste legi sunt răsplătiți cu acea generozitate debordantă cu care cei puternici se bucură de putere. Dacă o persoană este nemulțumită de venitul său, tot ce trebuie să facă este să-și analizeze foarte bine serviciile. Indiferent unde vă veți întoarce, veți găsi această lege funcționând de fiecare dată. Răsplata noastră va fi întotdeauna direct proporțională cu serviciile noastre. Această lege este cea care stă la baza economiei și a bunăstării personale. Așadar, fixați-o bine în mintea voastră. Toate încercările de a ocoli sau de a evita în vreun fel această lege vor duce la frustrare și eșec. Așadar, acest lucru aduce în discuție întrebarea: dacă ceea ce îmi doresc este mai mult decât am acum, cum pot să-mi sporesc serviciile pentru a obține ceea ce îmi doresc? Ei bine, pe cine servim? Servim oamenii. Așadar, haideți să ne oprim un moment și să încercăm să înțelegem oamenii. Cu cât îi înțelegem mai mult, cu atât îi putem servi mai bine. Mă gândesc la o ființă umană adultă ca la un copil mare care face tot posibilul să joace pentru prima și ultima dată pe pământ acest joc numit viață. Măsura în care învață regulile acestui joc măreț îi va determina succesul. Însă aici ne confruntăm cu un fapt istoric neplăcut. Oamenii de-a lungul secolelor s-au împărțit cu cea mai mare consecvență în două grupuri. Un grup reprezintă aproximativ 5% din populație, celălalt grup este format din ceilalți 95%. Niciunul dintre aceste două grupuri nu este mai bun decât celălalt. Totuși, un singur lucru le separă. Grupul mare, cel care conține aproximativ 95% din populație, pare să nu priceapă niciodată ceea ce grupul mic, cel de 5%, reușește. La ce mă refer când spun nu pricepe niciodată? Vreau să spun că aproximativ 95% dintre oameni nu realizează niciodată, din punct de vedere emoțional sau intelectual, că noi, ca indivizi, ne controlăm viața aici pe pământ, într-o măsură cu totul neașteptată. Și că fiecare dintre noi este arhitectul structurii create de anii noștri. Vedeți, cu toții ne dorim aceleași lucruri, dar numai aproximativ 5% își dau seama cum să le obțină. Există două ambiții de nestăvilit care ard în fiecare dintre noi, de a sluji nevoilor importante și de a obține independența financiară. Ambele obiective valoroase sunt la îndemâna tuturor, fie bărbați sau femei, dar conform statisticilor, doar aproximativ 5% le realizează pe amândouă. De ce? Haideți să privim lucrurile logic. Fiecare ființă umană are tendința de a gândi, de a acționa și de a vorbi la fel ca cei de care este înconjurat. Acesta este mediul înconjurător și exercită o influență enormă asupra vieților noastre.
Am subliniat deja că 95% nu par să priceapă acest adevăr al vieții, ceea ce înseamnă că, în cazul fiecărui individ în parte, șansele sunt de 95-5 ca acesta să fie înconjurat de grupul majoritar. Și din moment ce un corp în mișcare tinde să rămână în mișcare până când este acționat de o forță exterioară, acesta va continua să se conformeze grupului său până când nu vom reuși să facem o treabă mai bună în a-l servi prin cunoaștere. Eșecul celor mai mulți oameni de a trăi o viață de succes nu este cauzat de lipsa abilităților, departe de asta, ci mai degrabă de eșecul lor de a decide ce-și doresc și de a înțelege că dorințele noastre sunt guvernate de talentele și abilitățile noastre și că suntem împărțiți în două grupuri, de aproximativ 5% și 95%, și că doar grupul de 5% este cel care are succes. Așadar, dați-mi voie să vă prezint o definiție a succesului care, după părerea mea, acoperă complet subiectul. Succesul este realizarea progresivă a unui ideal demn de urmat. Altfel spus, oricine care știe încotro se îndreaptă în viață este un om de succes. În momentul în care ia o decizie asupra ceea ce intenționează să realizeze, asupra ceea ce consideră a fi un ideal demn de urmat, el are succes. Odată ce acest obiectiv a fost atins, el este din nou conform definiției un eșec, până când își stabilește un nou obiectiv asupra căruia să lucreze. După părerea mea, asta este ceea ce noi, ca ființe umane, am fost meniți să facem, să trecem prin viață de la o realizare la alta, pentru ca în cele din urmă să ajungem la capătul drumului nostru aici pe pământ, încă înaintând, încă lucrând, către un nou nivel și mai bun pe care să ne situăm. Căci asta înseamnă să trăim, să trăim din plin, să cunoaștem cât mai mult posibil, să servim cât de mult putem servi, să realizăm tot ceea ce putem realiza. Ei bine, din moment ce succesul este realizarea progresivă a unui ideal demn de urmat, de ce ne confruntăm cu doar 5% care pot fi numiți cu adevărat de succes? Pentru că potrivit celor mai bune estimări, doar aproximativ 5% vor decide și defini vreodată singurul lucru pe care și-l doresc. Da, un singur lucru, pentru că nu putem face decât un singur lucru în același timp. După părerea mea, povestea vieții unei persoane este povestea unei căutări, a unei căutări pentru care își dedică viața. Știm că cei mai fericiți oameni de pe pământ sunt cei care știu exact ce anume caută și pornesc cu îndrăzneală să găsească acel lucru. Și, deși cu toții suntem visători, cei mai norocoși sunt cei care și-au găsit acel vis atât de incitant și de valoros, încât își vor dedica o parte sau chiar întreaga viață pentru a face ca acel vis să devină realitate. Și totuși, deși toți visează, de departe marea majoritate, acel 95%, nu realizează niciodată că deseori un vis cu ochii deschiși este punctul pe care ar trebui să ne fixăm busola, locul spre care ne este menit să călătorim. Tragedia este că majoritatea ignoră acest detector de direcție din interiorul nostru și se întoarce la drumul larg, vizibil și bine marcat al vieții, considerat de ei ca fiind cel mai bun drum pentru că este cel mai intens circulat. Să clarificăm acest aspect. Drumul din viață cu cel mai intens trafic nu este cel mai bun drum de urmat, pentru că este drumul celor 95%. Este drumul fără prea multe oportunități și cu o concurență de 19 ori mai mare. Dintre toate miliardele de ființe umane care au trăit pe acest pământ, toate marile progrese, toate marile idei au venit doar de la o mână de oameni, câteva mii din miliarde. Însă care a fost reacția oamenilor ca grup la marile idei? Toți marii lideri și gânditori, de la Socrate la frații Wright, au fost disprețuiți, ridiculizați, otrăviți, întemnițați, uciși cu pietre, puși pe stâlp, arși pe rug sau crucificați. Omenirea ca grup a făcut din torturarea salvatorilor săi un joc macabru și constant. De ce? Lipsa de informații, lipsa de cunoaștere. Și este o consecință a faptului că urmează mulțimea greșită. Ce putem învăța din toate astea? Două lucruri. 1. Pentru a însemna ceva ca indivizi, trebuie să fim individuali. Trebuie să avem obiective individuale, gândire individuală, acțiune individuală. Și 2. Nu trebuie să ne conformăm niciodată cu marea masă a oamenilor. Trebuie să iubim, să-i ajutăm din plăcere și succesul va fi determinat de măsura în care îi vom servi. Însă nu trebuie să ne pierdem niciodată individualitatea și identitatea, permițându-ne să fim scufundați în această mare sufocantă de neclaritate și lipsă de scopuri. Nu este nimic în neregulă cu emulația. De fapt, este o idee bună, atâta timp cât este vorba de o persoană care reprezintă ceea ce dorim să devenim. Dar niciodată mulțimea,
niciodată cei 95%. Suntem ceea ce gândim. Mintea noastră, gândirea noastră, ne controlează destinele aici pe pământ, într-o măsură total nebănuită de marea majoritate a oamenilor. Și dacă te gândești pentru o clipă la acest lucru, devine atât de evident, atât de clar și de simplu. Ei bine, dacă devenim ceea ce gândim și dacă ne putem controla mintea, putem la fel de bine să ne prezicem singuri viitorul. Iar acesta este punctul pe care vreau să-l subliniez. Asta am vrut să spun când am afirmat mai devreme că fiecare dintre noi este arhitectul structurii modelate de anii noștri. Asta înseamnă că dacă suntem confuzi cu privire la ceea ce dorim să devenim sau să realizăm în viață, mediul nostru va reflecta această confuzie. De asemenea, înseamnă că dacă știm ce anume căutăm, asta trebuie să se întâmple, să se realizeze. Cu excepția unui act al lui Dumnezeu sau a unei catastrofe asupra căreia nu avem niciun control. Noi, ca indivizi, ne putem lua singuri deciziile pentru tot restul vieții noastre. Putem ști ce înseamnă să trecem prin viață de la un succes la altul, să jucăm viața după reguli și să culegem roadele. Putem ști ce înseamnă să avem liniște sufletească și să trăim o viață calmă, veselă și plină de succes. Tu ești în acest moment suma totală a gândurilor tale de până acum, deoarece nu poți fi nimic altceva. Iar peste 5 ani poți fi și avea orice îți propui cu toată mintea și inima. A reuși în viață a fost întotdeauna o problemă, care trebuie rezolvată, ceea ce marea majoritate nu face. Acum, haideți să reținem acest lucru, în timp ce intrăm în această chestiune a obiectivelor. Nu este vorba că vreau să fac o comparație nedreaptă între cei 5% și cei 95%, nici de cum. Pur și simplu, așa stau lucrurile. Și dacă nu recunoaștem acest fapt, va fi în detrimentul nostru. La începutul acestui material am făcut o declarație. Dacă îmi puteți spune ce vreți, vă pot spune cum să obțineți. Vedeți, trucul nu constă în atingerea obiectivelor noastre, ci în stabilirea lor. Un vapor nu ar părăsi niciodată un port dacă nu ar avea o destinație. O uzină nu și-ar deschide niciodată porțile dacă nu ar avea un produs sau un scop. Fotbalul nu s-ar juca fără porți, nici basketul fără coș. Fiecare afacere funcționează cu un scop, fiecare joc are un obiectiv. Revenind la analogia cu vaporul, dacă ați urca pe puntea de navigație și l-ați întreba pe capitan numele și locația următorului port de escală, acesta v-ar spune imediat. Nu există nici cea mai mică îndoială în mintea lui. Poți spune cuiva destinația ta la fel de repede și într-o singură propoziție? Capitanul navei știe că poate ajunge doar într-un singur port. Știe că este imposibil să ajungă în două în același timp. Tu știi acest lucru? El știe de asemenea că destinația sa va fi invizibilă pe o perioadă de 99% din durata călătoriei, dar știe că este acolo și că va ajunge la ea, cu excepția unei catastrofe neprevăzute, dacă va continua să facă anumite lucruri într-un anumit mod în fiecare zi. Într-o bună dimineață, destinația sa va apărea la orizont. El va ancora în port și călătoria sa se va încheia cu succes. Când misiunea sa va fi fost îndeplinită, va naviga apoi spre un alt port de escală prestabilit, iar acest lucru îl va duce pe el și nava sa de la un succes la altul pentru tot restul vieții lor. Înțelegând că nu poate ajunge decât într-un singur port odată, proprietarul unei nave poate, în scurtul interval de foarte puține ani, să ajungă cu succes în sute de porturi. Vor fi probleme, multe, dar ele vor fi rezolvate. Și nava își va urma cursul solitar peste oceanele adânci ale lumii, dedicându-și viața îndeplinirii misiunii sale și contribuind cu partea sa la bunăstarea și economia lumii. Bărbații și femeile care urmează acest mod de viață sensibil, la fel de evident și plin de sens, vor face același lucru. Însă paradoxul este că cei mai mulți sunt ca niște corăbii fără cârmaci. Ei sunt supuși capriciilor vântului și ale mareei și sperând că într-o bună zi vor ajunge într-un port bogat și plin de viață. Însă știm că pentru fiecare intrare îngustă în port există 1000 de mile de coastă înșelătoare și stâncoasă. Șansele ca ei să ajungă în derivă în port sunt de 1000 la 1 împotriva lor. Aceștia sunt oamenii nefericiți care, necunoscând regulile, cred că circumstanțele ne controlează viața. Ei cred în noroc și superstiții, în soartă, în șanse. Ei cred că succesul vine ca urmare a celor pe care îi cunoști, nu a ceea ce știi. Și în timp ce ei se agață de falsele lor alibiuri, viața trece pe lângă ei, căci regulile vieții sunt juste, iar ei sunt făcuți șahmat, fără grabă, dar și fără remușcări. Cum rămâne cu tine?
amintindu-ți că definiția succesului este realizarea progresivă a unui ideal demn de urmat. Care este idealul spre care lucrezi acum, astăzi, ieri și mâine? Poți să-l scrii într-o singură propoziție? Obiectivul tău este definit în mod clar și precis? Menționam mai devreme că vă pot spune cum puteți fi și avea orice vă propuneți în decurs de 5 ani. Pentru a înțelege mai bine acest lucru, trebuie să examinați unul dintre cele mai ignorate adevăruri din această lume, și anume că fiecare loc de muncă, indiferent care ar fi acesta, adăpostește în interiorul său cheia pentru tot ceea ce ne dorim în viață, cheia către măreție. Însă trebuie să o căutăm și trebuie să gândim. Hotărăște-te să devii un profesionist în ceea ce faci. Vedeți voi, putem fie să concurăm, fie să creem. Dacă alegem să concurăm cu toți ceilalți oameni din domeniul nostru de activitate, trebuie să fim dispuși să acceptăm aceleași recompense. Dacă asta ne dorim, foarte bine. Dar dacă vrem să devenim profesioniști în ceea ce facem, atunci trebuie să creem. Iar atunci când începem să facem acest lucru, nu există nicio limită pentru ceea ce putem realiza. În zilele noastre, auzim foarte des vorbindu-se despre un cuvânt numit siguranță. Toată lumea își dorește siguranță, dar niciunul din 10 nu poate spune ce este. Cei mai mulți vor spune că siguranța se bazează pe un loc de muncă, ceea ce este imposibil. Nu există un loc de muncă care să ofere siguranță. Oricine are un loc de muncă, îl poate pierde în orice moment, din mii de motive, în orice moment. Există un singur loc pe pământ în care poți găsi siguranță, iar dacă nu este acolo, nu este nicăieri. Se află în interiorul unei persoane, niciodată în afara ei. Dacă un bărbat are siguranța în interiorul său, acolo unde este locul, soția și copiii săi o vor simți atunci când se așează la masă cu ei și se vor încălzi cu ea. Dacă o persoană are siguranța în interior, acolo unde este locul, o poți vedea mergând pe stradă și o poți simți atunci când intră într-o încăpere. Asta este siguranța și nu i-o poți lua. Poți să iei banii, casa, totul, în afară de partenerul de viață, care este dispus să o ia de la capăt, și majoritatea sunt dispuși. Și atunci îl poți lăsa în orice colț al acestei lumi și să te întorci peste un an, iar el o va duce la fel de bine ca atunci când l-ai cunoscut prima dată. Nu poți ține un om bun la pământ, indiferent ce ei face. Ca și smântâna de pe lapte, o poți agita toată ziua, dar dacă o lași jos pentru o vreme, se va ridica din nou la suprafață. Acest bărbat sau această femeie are siguranță acolo unde este locul. Și știți de unde vine? Vine din faptul că facem ceea ce facem pentru a trăi o viață cât mai bună. Vine din faptul că suntem profesioniști într-o lume de amatori. Să devii un profesionist nu este dificil. Vine din faptul că știi ce să faci cu timpul. Vine din cunoaștere, planificare și muncă. În primul rând, cunoaștere. Asta înseamnă să învățăm tot ce putem despre ceea ce vindem. Să învățăm tot ce putem despre oameni, deoarece aceștia sunt cei cărora le vindem. Și să învățăm tot ce putem despre vânzare, deoarece aceasta este profesia noastră. Ce vindem, cui vindem și cum vindem. Aceste trei subiecte ar umple o bibliotecă întreagă. Dar putem lua lucrurile pe rând și dedicând o oră pe zi studiului, putem deveni profesioniști remarcabili în 5 ani sau chiar mai puțin. Iar profesioniștii din această afacere sunt cei care își pot scrie singuri biletele, în vremuri bune sau rele. Ei pot trăi oriunde doresc și fiind profesioniști să lucreze atunci când doresc. În al doilea rând, planificarea. Asta înseamnă să ne notăm un obiectiv specific asupra căruia să lucrăm începând de acum. Înseamnă să ne notăm în detaliu despre primul punct de escală pe care vrem să-l atingem și să conștientizăm că nu putem ajunge la două în același timp. Înseamnă să ne alegem venitul care credem că va reprezenta pentru noi independența financiară. Odată ales acest obiectiv, știm exact ce trebuie să facem pentru a-l atinge. De îndată ce primul nostru obiectiv a fost atins, putem stabili unul nou. Persoana care face acest lucru este cea pe care oamenii o numesc norocoasă. Lucrurile bune par să îi se întâmple pur și simplu. Așa zisele șanse încep să apară în calea sa. Însă toate acestea nu sunt decât un rezultat al planificării și al muncii pozitive care atrage lucrurile bune către noi. Nu pot să mă opresc prea mult asupra importanței de a vă descrie în detaliu obiectivul. Dacă este vorba despre o casă nouă și frumoasă, obțineți un proiect real sau cel puțin o schiță a casei și purtați-o cu voi pentru a vă uita la ea în mod frecvent. În cazul în care este vorba de o anumită sumă de bani, scrieți suma specifică pe care o vreți pentru anul următor până la ultimul bănuț și apoi lucrați asupra planului vostru.
Oricare ar fi obiectivul vostru, scrieți-l în detaliu. Apoi veți fi asemenea unei nave, veți fi pe drumul cel bun și veți atinge mai multe porturi de succes în câțiva ani, pe care majoritatea oamenilor le ating într-o viață întreagă. Și în al treilea rând, munca. Desigur, este necesar să muncim mai mult decât în mod obișnuit, dacă vrem să obținem rezultate mai bune decât cele obișnuite. Însă, cu o planificare adecvată și cu ajutorul cunoștințelor, pare ușor. În plus, pentru a munci, avem nevoie de energie, iar energia este indisolubil legată de dorință. Dacă nu avem dorința de a face un anumit lucru, ne trezim fără energie. Dar nu veți găsi niciodată dorință fără energie. Odată ce obiectivul nostru s-a cristalizat în mintea noastră și ne dăm seama că devenim ceea ce gândim, dispar îndoielile noastre cu privire la posibilitatea de a ne atinge sau nu scopurile dorite. Iar cu imaginea visului nostru în minte, avem energie din belșug. Comparativ cu ceea ce ar trebui să fim, suntem doar pe jumătate. Flăcările noastre sunt înnăbușite. Ne folosim doar de o mică parte din resursele noastre mentale și fizice. În general, individul uman trăiește de regulă mult sub limitele sale. El are abilități de toate felurile, pe care nu le folosește în mod obișnuit. Energia lui este sub nivelul maxim, iar comportamentul sub nivelul optim. Avem rezervoare adânci de energie abundentă pe care de obicei nu le folosim și doar trecând peste prima senzație falsă de oboseală vom găsi un al doilea suflu care ne va duce către obiectivele noastre. De aceea îmi place să studiez viața marilor oameni din această lume. Constat că aceștia păreau a fi neobosiți. Munca nu însemna nimic pentru ei, pentru că ceea ce făceau, direcția către care se îndreptau, le umplea întreaga lume. În mod frecvent, oamenilor le este greu să-și stabilească un scop în direcția căruia să lucreze. Realizând că nu putem avea succes fără un scop, iată o modalitate bună de a rezolva problema. Du-te undeva unde poți fi singur și unde poți gândi fără să fii deranjat. Apoi, fă o descriere completă pe o foaie de hârtie a persoanei care ți-ar plăcea să devii și a lucrurilor pe care le-ai obține fiind acea persoană. După ce ai făcut acest lucru, începe să joci rolul persoanei care ți-ai dori să devii. Poartă cât de des poți o imagine mentală clară a persoanei care vrei să fii și începe să fii acea persoană. În curând, acest lucru va deveni atât de bine închegat cu obișnuința încât te va conduce fără greș către scopul dorit. Atunci când începeți să faceți acest lucru, vă folosiți cea mai mare putere a voastră, mintea, și veți deveni ceea ce gândiți. Singurul lucru la o ființă umană care o face să fie o ființă umană este mintea. Restul putem găsi și la un porc sau la un cal. Gândiți-vă la această replică până când veți înțelege sensul ei. Singurul lucru care ne deosebește de restul ființelor este mintea noastră divină. Tot ceea ce contează pentru noi, dragostea pentru familiile noastre, convingerile noastre, visurile noastre, talentele și abilitățile noastre, religia noastră, tot ceea ce cunoaștem este conectat cu noi prin intermediul minții noastre. Mintea noastră reprezintă speranța și viitorul nostru. Cu toate acestea, de regulă, este ultimul loc la care o persoană obișnuită va apela pentru ajutor. Mintea ta conține bogății inimaginabile, dar trebuie să prospectezi acest continent bogat și în mare parte neexplorat. Iar singurul mod prin care poate fi prospectat este prin studiu și gândire sistematică. Mintea ta este ca un mușchi, se va dezvolta doar în măsura în care o folosești, nu mai mult. Dedicând o oră pe zi studiului, îți transformi mintea într-un servitor puternic și creativ. Dacă faci acest lucru doar 5 zile pe săptămână, se ajunge la 260 de ore pe an. Asta înseamnă 1300 de ore în 5 ani, dedicate studiului și cercetării. Credeți-mă, dacă veți face acest lucru în 5 ani, veți fi cei mai desăvârșiți profesioniști din domeniul vostru și veți avea lumea la picioare. Practic, veți putea să vă scrieți singuri biletul de călătorie. Omul obișnuit lucrează 8 ore pe zi, aproximativ 50 de săptămâni pe an, timp de 40 de ani. E suficient pentru a deveni un om bun în orice domeniu. Timpul va trece oricum și am putea foarte bine să culegem roadele. Așadar, acum haideți să concluzionăm și să reducem totul la o formulă funcțională, un set de reguli pentru acest joc al vieții, care nu poate să nu ne ducă acolo unde dorim să ajungem. Primul și cel mai important lucru pe care trebuie să-l reținem este regula care ne controlează viața. Devenim literalmente ceea ce gândim. Asta înseamnă că trebuie să ne stabilim un obiectiv demn de urmat, un obiectiv care să ne ocupe mintea în cea mai mare parte a timpului.
Acest obiectiv ar trebui să fie scris sau ilustrat. Ar trebui să ne uităm la el și să ne reamintim scopul în fiecare dimineață, în fiecare seară și ori de câte ori putem în timpul zilei. Trebuie să înțelegem pe deplin, atât emoțional cât și intelectual, că tot ceea ce ne dorim din inimă se va materializa în viața noastră. De asemenea, trebuie să ne amintim de legea care stă la baza întregii economii, dar și a bunăstării personale. Recompensele noastre vor fi direct proporționale cu serviciile noastre. Iar dacă vrem să ajungem în primii 5%, trebuie să ne detașăm frecvent de efectele mediului în care trăim și să devenim persoane cu obiective individuale, cu gândire individuală și acțiuni individuale. Trebuie să realizăm că munca noastră de zi cu zi conține mai multe posibilități decât am fi putut dezvolta o viață întreagă și că locul nostru de muncă ascunde în el cheia măreției, drumul spre tot ceea ce ne putem dori în viață, pentru noi și pentru familiile noastre. Trebuie să ne dăm seama de asemenea că siguranța poate fi găsită într-un singur loc și anume în interiorul nostru. Dacă nu este acolo, nu este nicăieri. Iar singurul drum spre siguranță constă în a face ceea ce facem pentru o viață cât mai bună. Și în cele din urmă, trebuie să devenim profesioniști în ceea ce facem. Iar a deveni profesioniști presupune cunoaștere, planificare și muncă. Cunoașterea ceea ce vindem, cui vindem și cum vindem. Planificarea prin stabilirea obiectivului, care determină automat modelul nostru de lucru. Un vânzător bun este precum un mare jucător de golf. Pare ușor ceea ce face, pentru că modul în care o face este ușor. Însă a avut nevoie de timp, dedicare și muncă pentru a reuși. Merită? Sigur că da. La fel de important este să fim diferiți. O viață puternică este ca cea unei corăbii de război, care are propriul loc în flotă și poate participa la forța și disciplina acesteia, dar care poate să plece și de una singură spre marea infinită. Trebuie să aparținem societății, să avem locul nostru în ea și totuși să fim capabili de o existență individuală completă în afara ei. Și cel mai important lucru pe care trebuie să-l țineți minte, sunteți în acest moment și veți deveni ceea ce gândiți.